Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Prieteni, între da și nu, pe frecvențele postului de radio Eco FM, tradițional încep la această oră, avem câte un interviu cu diferite personalități, sunt pe diferite teme, interviuri foarte interesante. Astăzi invitatul nostru este jurnalistul Dinu Rusu și vom discuta în contextul ultimei sale călătorii. Am avut o călătorie destul de interesantă, am înțeles că și gustoasă, am văzut pozele de pe Facebook pe care foarte le-am lăsat. Gustos. Bună dimineața, Dinu. Bună dimineața, bine v-am găsit. Poate că vom face pofte, deși bucatele pe care le-am gustat eu acolo în Serbia nici de cum nu sunt pentru micul dejun, dar mă rog, pofta vine, ascultem, să zicem așa. Da, am fost într-un sat românesc din Serbia. Satul se numește Sân Mihai. Sfântul Mihai. De așa sună Sân Mihai, că așa e local Sfântului, se spune. E clar de unde vine acest nume, de la Sân Mihai. E bine, sârbii au avut grijă să schimbe cu câțiva ani în urmă denumirea acestei localități și s-a numit un timp doar Lokve, adică un fel de loc de balt, așa mi s-a explicat mie că vine denumirea, toponimul din sârbă. E bine, acum la intrarea în sat figurează aceste două denumiri, atât Lokve cât și Sân Mihai. Eu am fost la un festival, cum ziceai și tu, Alex, destul de aromat, cu multe gusturi, cu multă sare, cu mult piper. E vorba de festivalul Tobei, sau cum îi se zice acolo, burfă. Adică tobă egal cu burfă, o denumire nu prea întâlnită, nu prea deloc întâlnită în spațiul dintre Prut și Nistru. Și iată că s-a adunat acolo lume și profesioniști, dar și amatori. Pentru prima dată mi-au spus organizatorii că în acest an, pentru prima dată, se iau la întrecere, la făcut burfă sau la făcut tobă, și amatorii, pentru că la edițiile anterioare au participat doar specialiști, pentru că acolo sunt, ce e interesant, deschizând o paranteză, în Serbia sunt foarte mulți mici antreprenori, adică sunt câțiva mari, dar în parte produse găsești în vânzare ale producătorilor, să le zicem, locali. Poate că e vorba și de produse necunoscute de noi, pentru că e mai complicat atât și la noi cât și acolo pentru un producător local să se extindă, să-și ducă marfa, să zicem, peste hotare. Dar m-am convins că nu este complicat, sau de ce, o să vă zic mai târziu. Acest festival a fost din start o provocare pentru mine de a ajunge acolo, pentru că poate că dacă nu ar fi existat acest eveniment, aș fi ezitat, dar a fost un motiv de a ajunge acolo, dar și de a descoperi bănățenii, pentru că sunt bănățeni, chiar dacă, oricum, Banatul sârbesc, să zicem, locuitorii acolo, vreo 93, cel puțin asta spun statisticile, 93-94% sunt vorbitori de limbă română. Și scuze, tu cunoșteai de mai mult timp de acest eveniment? Cunoșteam, nu știu, 2-3 săptămâni probabil. Aflasem de la un coleg de-al nostru de la Timișoara, cel care urmărește ce se întâmplă în spațiul românesc. Nu doar a fost de câteva ori și în Republica Moldova, e vorba de Clement Lupu, cel care și colaborează cu revistă Lumea Satului, denumirea spune chiar totul. Și iată că datorită provocării lui am ajuns, dar a fost și o dorință a mea, mai veche să zic, de a ajunge în spații, acolo în spații locuite de români, spații din afara actualelor hotare ale României. Deci tu ai fost într-un sat românesc în Serbia. Sat românesc din Serbia. Așa, interesant. Și acest sat românesc își păstrează tot ceea ce înseamnă tradiție, specific,
limbă, ziceam, de 93-94% de vorbitori de limbă română. În virtutea profesiei mele am discutat cu foarte multă lume și am întâlnit oameni care locuiesc în acel sat, Sân Mihai, Lokve, din alte părți ale Iugoslaviei, vechii Iugoslavii, din Bosnia, Macedonia. Curios e că venind la Sân Mihai, ei au învățat limba română pentru că au zis că vin într-o comunitate de români și e complicat să nu înțeleagă ce se vorbește în acea comunitate. Și am întâlnit și din Bosnia, ziceam, și din Macedonia, care vorbeau limba română. Și la școală, de altfel, că am vizitat și școala diriguită de domnul Ion Sfera, la fel, 8 ani de studii sunt în limba română, doar în limba română, toate obiectele, evident, în afara limbii sârbe, limbii oficiale. Da. Bine că limba sârbă în Voivodina, partea Serbiei, este printre limbile de stat acolo, adică românii, ungurii, cine mai sunt pe acolo, etniile majoritare sunt îndrept să folosească limba lor maternă. Iată că aici la Sân Mihai folosesc limba română. Dincolo de faptul că ei învață, copiii învață timp de 8 ani limba română la școala din Sân Mihai, ei mai pot să se ducă în apropiere, se continue, ca și cum studiile la nivel de liceu, colegiu, la Alibunar sau la Vârșeț, două localități mai aproape de Sân Mihai, și acolo la fel să studieze în limba română. După asta, foarte mulți tineri de la Sân Mihai aleg să-și facă studiile, pentru că e foarte aproape, să-și facă studiile la Timișoara, Arad sau Reșița. O mare parte din ei aleg să facă studiile la Timișoara și pentru că localitatea e renumită prin agricultură, dar în special zootehnie, foarte mulți din ei aleg să facă medicină veterinară, foarte mulți aleg să facă agronomie la Timișoara. Unii revin, dar e îmbucurător faptul că ei hotăresc să-și facă studiile într-un loc românesc, într-o universitate sau alta din spațiul românesc. Pentru că își mai cizelează într-un fel sau altul limba, pentru că și ei, ca și noi, românii basarabeni, pe alocuri clachează la capitolul limbă română, nu atât în vorbirea corectă, cât în faptul folosirii regionalismelor. Și nu întotdeauna atunci când folosești un regionalism poți fi lesne a fi înțeles de un om chiar din Oltenia sau Muntenia, musai din Republica Moldova să te mai înțeleagă. Tu, ce regionalism ai depistat acolo de-a lor interesant? Mie s-a părut interesant folosirea formulei mis din Banat, adică sunt din Banat, mis aici, mis încolo, mis încoace. Mi-a plăcut formula deloc folosită în cazul lui imediat, adică deloc vin. Ceea ce am înțelege că nu mai vin, noi am înțelege că nu mai vin. Ei bine, deloc imediat înseamnă vin acum, imediat. Plus, ceea ce este interesant e, nu știu, poate că super pe cineva, dar eu mă simt foarte bine printre românii din afara hotarelor. Eu ca și cum sunt de-al lor. Eu m-am simțit bine și în Banatul sârbesc, m-am simțit și bine și în Maramureșul istoric. Și în Bucovina e ușor, cel puțin pentru mine, ușor să-ți faci meseria de jurnalist. De ce? Te-ai apropiat de om, l-ai întrebat. Ce vrei tu, îl întrebi? Nu o să te întrebe de unde ești, dar de ce, dar nu-ți răspund, dar nu vreau. E problema în Republica Moldova, e o mare problemă. Eu nu am avut această problemă nici în Maramureșul istoric, nici de data aceasta în Banatul sârbesc, în satul românesc Sân Mihai. Și asta chiar m-a bucurat foarte mult, că e greu să-ți faci meseria când în loc să
să-ți răspundă omul, trebuie să-i răspunzi tu. Și mai ales a fost bine că ei vorbesc română. Și e bine, ce mi-a părut interesant, nu, te apropie de un rus din Republica Moldova și o să-ți spună: oi, я не знаю на румынском или на молдавском, hai să zicem. Acolo, de cei care m-am apropiat și i-am rugat să-mi vorbească, mi-au spus așa: mă scuzați, nu știu românește. Exact așa mi-au spus. Nu cu gesturi că nu știu, că în limba lor, deci cu câtă lume am discutat, mi-au zis: mă scuzați, nu știu românește. Să-ți ceri iertare, poate că e ceva, un gest al locului, dacă vrei, adică el a venit într-un sat românesc și oarecum se simte ofuscat, da. Nu că ofuscat, dar penibil într-un fel, că nu știe românește, dar oricum acest gest al lui de a răspunde în limba respectivă, în limba română, e ceva. Din nou, aș fi vrut să ne întoarcem un pic la acel festival al Tobii despre care ai menționat. În primul rând, aș fi vrut să întreb, el este la o ediție, un număr mare de ediții. Este la 13-a ediție. Este tradiție. Este tradiție. Pe lângă Tobă și Burfă, cum mai dese, mai au un festival, pentru că acolo e un conglomerat de etnii, dar tot la, în această localitate se face festivalul gulașului, o mâncare mai mult tradițională maghiară, ungurească. Prin ce se dă, chiar aceeași burfă, tobă, prin ce diferă, cel puțin, nu o spun ca specialist, o spun ca om care a gustat. Consumator. Consumator. Niciun consumator, că nu stau cu burfa, cu toba în fiecare dimineață. Om care a gustat acolo. E într-un fel toba făcută de români și e în alt fel toba făcută de unguri, maghiari. Ungurii, și nu zic și una și alta, ambele au gustul ok. Doar că maghiarii preferă să pună foarte mult ardei iute, roșu, să aibă și culoarea respectivă. Deci e mai pentru cei care preferă mai pipărat, mai... La români e cu totul alt rețet, deși rețet, unica diferență e aceasta, a piperului roșu pus în, e constatarea proprie, nu e o constatare de specialist, probabil că dacă aș fi acolo ca să înțelegi mai bine ce și cum, îți trebuie mult timp ca să înțelegi bucătăria unei zone, chiar bucătăria unei localități, pentru că diferă. Iată că eram și cu etnograful, etnologul Gheorghe Secheșan de la Timișoara, un specialist care a studiat, să zicem așa, ce și cum se mănâncă în Banat și el mi-a spus că într-o parte a Banatului această tobă categoric se face cu sânge de porc, adică în componență, să aibă culoarea aia roșie. Uite că aici nu prea am văzut, ba chiar deloc nu am văzut să fie folosit sângele în rețetele. Dar care e povestea, ca să înțelegeți? Nu, lumea nu face această tobă acasă. Deci prima zi a fost cumpărat un porc sau cât acolo trebuie. S-a făcut toată procedura de tăiat, de prălit, de ars, de una alta. S-a împărțit echipelor carne, nimeni nu vine cu carne de acasă, toți sunt egali acolo și se face în prima zi, se face toată procedura de tăiat, măruntaie, carne, de fiert, de pus într-un ambalaj special ca să aibă forma aia rotundă, că e rotundă forma, ca un fel de salam, dacă vreți. Abia a doua zi este un juriu care gustă aceste tobe ca să premieze, pentru că au fost premiați atât specialiștii, să zic, cât și amatorii care au participat. Am înțeles că de la an la an numărul lor crește. E o dorință de a fi o concurență și de a aduna într-un fel sau altul comunitate, că e un eveniment care unește comunitatea, poate mai mult decât un festival folcloric, să zic. Deși ei sunt, această localitate are și un festival, mai multe evenimente folclorice,
inclusiv un festival al doilea, dacă am înțeles corect de la ei, un festival pentru că zice, ei zic așa, că e rușine să spui că ești din Banat, că îți place cântecul și să nu știi măcar o doină. Deci ei au în repertoriul lor doine, au în repertoriul lor cântece foarte frumoase, evident se simte pe alocuri influența sârbilor, pentru că oriunde, în orice zonă, oamenii de diferite etnii mai fură câte ceva, de la limbă până la folclor, că asta este cam imposibil oricât ai încerca să eviți. Dar este important că ei știu să-și păstreze limba, tradițiile, istoria, tot ceea ce înseamnă neam. Ce aș mai adăuga? Nu știu dacă voi îmi permiteți să dau nume, dar pentru mine a fost curios lucru că într-o localitate de 2000 de oameni sunt întreprinderi, mici fabrici, de la cașcaval până la produse din soia. Curios e, aveau și să zicem, o masă de-a lor made in Sân Mihai, pentru că au cu ce să lăuda. Inițial eu nu știam, dar au și produse făcute pentru export, scrise în diferite limbi, inclusiv în limba română, engleză, germană, respectiv aceste produse ajung în diferite zone ale Republicii, ale Pământului. Mm-hmm. Dacă pot să ei dau... Ei au branduri locale sau cum? Să le zicem branduri locale, hai să zicem Double Milk, însemnând ceva de produse lactate. Sau Marela, însemnând biscuiți. Există și mențiune geografică, de exemplu, lapte de Sân Mihai? Nu am văzut așa ceva, dar sunt la căutare și pastele făinoase de acolo și ce mai au și preparatele din soia, că ziceam, sunt la mare căutare, mai ales știm că și la noi, în perioada de post, aceste produse de soia, deși mulți ziceau că te amăgești că ții postul, prin inclusiv oameni de acolo îmi spuneau că tu mănânci soia, dar cu gândul ești la carne, înseamnă că tot mănânci carne. Frumos, da. Ce să vă mai spun, că acolo, pe multe suprafețe, că pomeneam de soia, soia e la ea acasă, acolo suprafețele, cele mai mari suprafețele agricole, sunt acoperite de soia. Evident, acolo e și porumbul și grâul și floarea soarelui, dar cele mai mari suprafețe sunt de soia. La mare întrebare, la îndeletnicire, să zic așa, e zootehnia. Foarte mulți cresc, mai ales porci. De aici nici nu avea cum să nu fie acest festival al Tobei. De altfel, cred că dacă mai invitați pe cineva care se pricepe foarte bine în zootehnie, dar chiar și în culinărie, sau, mă rog, trebuie să deschidem paranteze foarte mari, aflu că, de fapt, porcul este printre puținele animale de la care omul folosește aproape totul, până la copite, până la părul ăsta care îl ardem, dar îl pârlim, dar în fond sunt oameni care îl iau și fac ceva din el. Ne mai vorbim de slănină sau aceleași măruntaie sau chiar intestinele folosite, chiar acea burtă, pentru că tradițional burfa era făcută anume în burta, din burta se puneau toate măruntoaiele, toate bucățele de carne, tot ce era necesar, anume în burta porcului. Și se prepara, de altfel, o rețetă întâlnită și la noi în Republica Moldova. Cel puțin eu mi-amintesc că bunica cam așa făcea, cu burta, și punea aceste măruntaie. Plus, mai există acea rețetă în care intestinele sunt umplute cu orez și carne. Rețete câte și mai câte,
uneori depinde și de dorința gospodinei, dar mai ales în cazul în care vorbim de bucatele din carne de porc, foarte mult sunt implicați bărbații. Și la acest festival a fost un festival exclusiv cu participare masculină, de la tăiatul porcului până la preparatul tobei. I-am întrebat de ce și au zis că nu poate o femeie să facă aceste munci grele. Să ne imaginăm că o femeie aleargă cu cuțitul și vrea să sacrifice porcul. Sau pârlitul porcului, adică nu se încadrează într-un fel în peisajul lor patriarhal, dacă vrei. Poate că cei cu drepturile femeilor ar zice, sau egalitatea de genuri ar zice, că nu e corect. Nu fi corect, dar tradiția este tradiție și ea nu poate fi dată peste cap. Deocamdată e așa, dacă se schimbă timpurile, deși e cam greu să înțeleg dacă bănățenii de acolo ar vrea să schimbe lucrul ăsta, pentru că ziceam, ei țin foarte mult. Nu pot da peste cap ceva ce le-a rămas de la moș strămoș. Dar ai observat anumite tradiții atunci când este vorba de sacrificarea porcului? Nu am participat la aceste tradiții, eu am participat doar la prepararea tobiei. Atunci am ajuns, atunci am văzut implicarea lor, echipe care mai de care, dar implicarea inclusiv emoțională, să vedeți cu câte emoții. E mai greu bărbații să-și facă emoții ce se întâmplă la bucătărie. Femeile, ei, că s-a ars aia, e ceva. Bărbații mai puțin. Aici am văzut acea emoții. Probabil că era pentru că era vorba și de o competiție. Și fiecare dorea ca toba lui să fie cea mai bună, cea mai gustoasă. Și nu cred că ar fi fost altfel. Reamintim ascultătorilor și celor care ne privesc pe pagina noastră de Facebook, jurnalistul Dinu Rusu este invitatul dimineții. Vorbim despre un festival cu mult gust, miros și cu siguranță culoare, pentru că ai spus că mai adaugă din condimente pentru a colora acea tobă, de exemplu, sau acel pilaf. Pilaf corect este? Sau... Este și pilaf, dar mai puțin se face pilaf. Da. Nu s-a pus accentul, s-a pus accentul anume pe tobă, dar și pe alte bucate preparate din carne, cârnațuri, fel de fel de mușculeți și așa mai departe. Vroiam să te întreb dacă ai observat printre producătorii locali produse care sunt găsite doar în acea regiune, care sunt în Voivodina, da? Voivodina, este, da. Regiunea din Serbia. Deci vreau să te întreb dacă există produse care sunt specifice doar acestei regiuni sau regiunilor din nord-estul Serbiei. Eu cred că ei sunt, nu știu dacă putem vorbi de ceva specific, pentru că ziceam de o zonă foarte colorată etnic. Și atunci multe produse o să le găsim și în Ungaria, același tip. Multe o să le găsim și în Banatul românesc, zona Timișoara, Arad, Reșița. Multe o să le găsim și la cehi și la slovaci. Asta de specificul zonei locuite de foarte multe etnii. Deci acele, de exemplu, la mare căutare sunt purcelușii la rotișor. Ei au și e cam, adică nu ai cum să nu întâlnești în zona respectivă, dar chiar și în Serbia, gospodari care au o sărbătoare sau ceva, să nu aibă acel purceluș la rotișor. Dar bucatele din carne sunt la mare căutare și de altfel vorbesc și în plou acum și acum în gură. Exact. Pentru că la noi, sincer, la noi torințial plouă. Sincer, și acum îmi amintesc bine că n-au trecut atât de multe zile, dar atâta tobă și atâta carne nu am mâncat de mult. Este curios pentru mine chiar personal că nu mi s-a întâmplat nimic, pentru că știm că bucatele din carne sunt bombe de calorii și ele nu întotdeauna fac bine. Poate că au făcut casă bună cu rachia.
Nu știu dacă trebuie să fac prea multă publicitate unui produs alcoolic, dar și rachia de altfel este un produs care e la el acasă, în mare cea făcută din prune sau din din gutuie. Iarăși sunt și producători locali care au participat și la acest festival, că ziceam, carnea și alcoolul uneori fac casă bună. Asta e. Când e vorba de măsură, nu? Normal. Că trebuie să accentuăm și asta. Eu vreau să te întreb dacă poți să achiziționezi tobă la acest festival. Poți să cumperi? Pot să cumperi. Eu nu am cumpărat pentru că era vorba să trec 4 vame. Da, da. Și atunci în niciuna din ele doar cu riscuri, na, că știm că legislația atât europeană cât și națională a Republicii Moldova nu permite să aduci carne, da. Și atunci nu am riscat, dar s-a putut de cumpărat. Am cumpărat. Am mâncat atât ca să-mi amintesc că am fost la acest festival. Și atunci când ai ajuns la Timișoara, când ai mers la un restaurant, probabil ai spus vreau salată. Nu, am luat la fel ceva din bucătăria bănățeană. Gaigana se cheamă acel bucat, acel fel de bucate, pentru că aflasem de la etnograful Gheorghe Secheșan, cel care, la fel din Timișoara, care ne-a însoțit la acest festival, și am zis că ia să văd ce e asta. Și de fapt nu e nimic complicat, e un fel de omletă, dacă vrei, și pui, eu am luat cu cărniță la fel din porc. Nu, ziceam că nu, și astăzi dacă ar zice cineva hai la o tobă, deci a fost ceva bun. Atunci eu sunt așa, atunci când simt că e ceva bun, nu vorbesc aiurea că na, din complezență că mi-a plăcut, că poate ne ascultă gazdele și să-i dau pe spate, nu, mie chiar mi-a plăcut acolo, mi-a plăcut că sunt organizați, mi-a plăcut că a fost un eveniment care a adunat comunitatea, un eveniment care i-a scos într-un fel sau altul pe acești oameni în lume și cred că aș reveni cu plăcere acolo, chiar dacă drumul e obositor, e destul de mare, e lung drumul de la est spre vest, dar nu e complicat atunci când îți dorești un lucru cu adevărat. Turiști vin acolo? Turiști mai puțin vin pentru că nu este o zonă în care și-a dezvoltat potențialul turistic, una la mână. Infrastructura de cazare, nu au infrastructură de cazare, cea mai apropiată infrastructură de cazare la 12 km de acea localitate, și atunci când vii la un festival de genul ăsta cu tobă, cu rachie, cum se zice pe acolo, e cam complicat, adică nu-ți permiți anumite lucruri, să ieși pe stradă sau să urci la volan, să admitem băut, mai ales dacă ești dintr-o țară străină, da. Atunci amenzele și rușinea e mai mare. Dar iar zic că nu e imposibil, să 12 km nu e chiar atât de mult. Dacă dorim ceva mai bun și la 50 de km, poate fi acea cazare în funcție de turist. Întotdeauna am zic în funcție de ceea ce urmărește turistul, care e scopul lui de a afla. Când vrei să afli cu mult mai mult coloritul zonei, atunci, mai ales într-o zonă etnică atât de bogată, atunci îți trebuie o rază de acoperire mult mai mare și atunci găsești modalitățile de a te caza, de a înțelege mai bine cum și ce. Vreau să te întreb, prin ce se deosebește acest festival la care ai fost tu față de festivalurile care se realizează la noi? Nu vorbesc de festivalurile cu demaștab mare, de cele care de asemenea mărului sau care sunt locale, peștelui, mai știu eu, care se fac prin sate. Nu vreau să supăr iarăși oamenii de la noi, de aici, din Republica Moldova, își complică existența când e vorba de aceste evenimente. Acolo oamenii mi s-au părut atât de firești. Ei participă și atât. Ei pregătesc
și atât. Ei au emoția și atât. Cum va fi, depinde de ceilalți cum vor înțelege lucrurile. La noi își complică, dar ce o să zică Cutărescu sau Cutărică. Dar și uneori nu observi la evenimentele de gen de la noi unirea comunităților. Adică participă la anumite, cel puțin asta am observat, mai aleși așa pe sprânceane, ca nu cumva să facă localitatea sau zona de rușine. Aici am observat oameni de tot soiul. De la oameni cu studii, cu ocupații, până la oameni simpli, absolut simpli, agricultori, oameni care doar și-au dorit să participe, doar și-au dorit să facă parte din evenimentul respectiv. Dar care este programul, spre exemplu? Sunt concert, au... Nu. Deci, de data aceasta, în acest festival, ei pun accentul pe aspectul doar culinar. Doar fac bucate. Atât. Bine, pe fundal există muzică și, de fapt, ce m-a bucurat foarte mult, și apropo ca și idee, la că mă întrebai diferența, cred că o fi una din diferențe. Pe fundal, în Republica Moldova, la evenimente de gen, muzică de tot felul auzi, de care îți trebuie și de care nu trebuie, de la manele până la muzică mai proastă decât manelele, fără definire de gen. Da, da. Ei bine, aici pe fundal a fost strict muzică bănățeană. Nici dintr-o altă zonă a României, doar bănățeană. Ceea ce este important. Ei iarăși și-au dorit, printre puținii străini care au fost acolo, străini, că eu nu mă consideram străin pentru ei și nici colegii de la Timișoara, că suntem români, da. Și atât. Dar oricum, din afara hotarelor Serbiei, să înțelegem mai bine cum sunt acești oameni. E un nou accent de a pune în capul mesei tradiția, muzica, e parte din tradiție, cântecul. Și atunci ei ne-au delectat urechile doar cu muzică bănățeană. Dinu, vroiam să te întreb, din ceea ce spui, acest festival este de fapt un festival al acestor etnii care își organizează un eveniment și cei care sunt din preajmă vor se alăture. Oricum festivalul se desfășoară, are loc și pe când la noi festivalurile gastronomice încearcă să îi împace pe toți și de exemplu se organizează festivalul dovleacului, dar lipsesc, de simplu exemplu, lipsesc plăcintele cu dovleac. Dar există hot dog-uri, există shaorma, există... Atunci când... Care este formula de fapt mai potrivită pentru organizarea unui festival? Să se organizeze așa cum se face de exemplu în Sân Mihai. Ne-am adunat să facem tobă. Sau să ne-am facem, adunat, să zicem, facem ceva adunat, din dovleac. Sau ne-am adunat să stăm pe o pătură și să mâncăm de toate, să ne distrăm, să ascultăm muzică, cum ai spus și tu, foarte și foarte diversă. Eu cred în felul următor, că nu sunt organizator de festivaluri, dar urmăresc ce se întâmplă. De multe ori se trece, nu se înțelege de ce facem un lucru, ca să ce, cum s-ar zice, ca să fie? Nu. Un festival nu trebuie să obligi pe cineva ca să-ți vorbească despre evenimentul tău sau să plătești bani pentru asta. Acel eveniment trebuie să fie așa încât presa să fie interesată. Aoleu, am auzit, dar e așa, dar e pus accentul cu tare. Să zicem, avem festivalul mărului, da? Atunci, ce facem la acest, printre altele, ce facem la acest festival, ca idee? Ceea ce ține de măr și ce face casă bună cu mărul. Nu adunăm ce ne convine, cum zici tu, și hot dog și... Hai și-o mânca hot dog cu măr, da? Sau dovleac
ok, că pot fi din astea cum sunt obișnuiți unii de a amesteca bostanul cu ghimbir, da? Dovleacul cu ghimbir. Dar un festival, da, trebuie să-i unească pe toți, dar trebuie să urmărească o linie. O linie clară. În prim plan iese dovleacul. În prim plan iese mărul. În prim plan iese, nu mai știu, vinul. Nu ne trezim de la... E normal că mă duc la un festival al Tobei, da? De la mine miroase a fum, da? Pentru că e specific. Acolo s-a făcut, s-a fiert la foc. Ai fost în atmosferă. În atmosferă. Și nu e normal să mă duc la un festival chiar al vinului și să miros mai mult a fum decât a vin. Să miroase amici întreg orașul, da? Da. Adică, nu știu, poate că eu sunt categoric în cazul ăsta. Poate că unii care ne ascultă o să zică, va, dar n-ai făcut nimic, dar n-ai făcut niciun festival. Le-o spun și estora cu festivalurile, le-o spun și cei care sunt cu muzica. Voi faceți pentru consumatori. Deci, dacă un consumator crede așa, exact, de acord. Asta e. Tu de nu ai cum. Ce-i faci acelui consumator? El vede altfel festivalul și nu doar el. Mulți nu au curajul să spună, da? Că nu le-a plăcut un festival din diverse motive. Nu o spun pentru că. Nu o spun iarăși pentru că. Motivele sunt diferite. Dar sunt foarte mulți oameni care ar vedea cu totul altfel evenimentele de gen. E bine, la noi se încearcă împăcarea, știi? Ca vorba din proverbe, și capra, și lupul, și varza, și așa mai departe. Ceea ce, din păcate, nu este chiar atât de bine. Eu cred că atunci când se urmărește o linie, regizoral, hai să zicem așa, de la un an la altul, anul acesta o să adun mai puțină lume. La anul, oamenii o să înțeleagă că, de fapt, ăsta e specificul evenimentului. Că, de fapt, tu nu aduni în același ceaun, vorbind în termeni culinari, orice. Sau faci din evenimentul tău o salată. Amalgamă. Un amalgam, da. Și nu mai înțelegi de unde până unde. Dacă e măr, măr, dacă e dovleac, e dovleac. A, că vrem să îi împăcăm pe toți, e una. Dar noi, ca organizatori, ce ne propunem e... Nu știu, sunt acele evenimente care s-ar părea că au ușa aceasta deschisă să aibă, știi, toate aceste aspecte. Dar în funcție, dacă na, am numit un eveniment made in Moldova sau fabricat în Moldova, ok, aici parcă nu ar fi probleme, că și una, și alta, și a doua, și a treia sunt fabricate în Moldova. Deci, în funcție de genericul acelui eveniment, putem să vedem care sunt ușițele de deschis, astfel ca să nu părem bine, că noi aici nu prea suntem mofturoși. Dar dacă facem un eveniment și un om de peste hotare îl urmărește și zice, ia să mă duc, că e interesant, și vine aici și pleacă profund dezamăgit de ceea ce a văzut, pentru că i s-a spus una și el vede cu totul alta. El a venit citind o informație sau auzind o publicitate cu un scop. Și când colo vede de fapt că nu e ceea ce i-au spus organizatorii pe Facebook sau pe un site oarecare. Ai venit cu rețete de tobă? Nu am venit cu rețete de tobă. Bine, le știu, dar nu am venit cu rețete de tobă pentru că nu cred că o să fac în viitorul apropiat tobă. Pentru că mi-aș dori să fac o tobă, dar să fie naturală. Iar puține nu vreau șanse. Să pățesc ca puține cei cu lactatele șanse. Să cumpăr, da, porc care să nu fie porc, da. Cum au cumpărat unii lactate și nu erau lactate, da. Dar cred că o să fac într-un viitor apropiat. Dacă nu aici, mă duc acolo la Sân Mihai, că au zis să vin să particip și eu. Și ne-am zis noi, colegii, eu și colegii de la Timișoara, că ne ducem să participăm ca și echipă. A, vorba vine, unde nu ne-am făcut de râs, numai acolo unde nu am fost.
Fain, deci, spus. Eu vreau să spun cu cine am fost în echipă la Sân Mihai, că este important, că a fost și o susținere pentru mine să ajung bine la Chișinău, Timișoara. Pot să mulțumesc Asociației Jurnaliștilor de Mediu pentru susținerea aceasta. Dincolo de asta, pot să vorbesc de colegul nostru, de ce zic al nostru, pentru că e de Breaslă, Clement Lupu, care dacă nu ne ascultă acum, sper că o să ne ascultă atunci când plasați voi pe site această emisiune, da sau nu. E vorba de Abraham Barna Tiberiu, un om de afaceri de acolo din Timișoara, dar și de etnograful Gheorghe Secheșan, cu cel despre care am discutat și o să fac și materiale despre bucătăria Banatului, ce se găsește pe mesele bănățeanului. Întotdeauna e complicat. Eu cred că și pentru voi e complicat, dar și pentru mine, dar pentru orice jurnalist, atunci când mai ales face emisiuni în direct, dar și când dialoghează cu cineva despre bucătărie, despre bucate, despre bucate nemai întâlnite din zone necunoscute din punct de vedere culinar, nu geografic sau muzical. Sunt torențiale acele ploi gastrice pe locuri. Pentru că atunci, dacă omul știe să-ți povestească, păi, și atunci când zice pui slănina, deja începe așa, ce fel de slănină, dar cum o fi, dar e ca o cremă, dar e ca o nu mai știu cum, adică în funcție de, că vedem multe emisiuni de rețete, da? Dar emisiune mai provocatoare ca cea lui Radu Anton Roman, a regretatului Radu Anton Roman, nu am mai văzut. Că atunci vezi și atunci ți-a mâncat, știi, așa senzația aveai atunci când priveai acea emisiune. Acum se ia, știi, rețete, formule clasice de a spune că luăm un kilogram de aia, facem aia, prăjim aia. El atât de frumos știa să spunem povestea, dacă vrei, povestea rețetei. Nu era o simplă rețetă, adică începem de la carne de porc și ajungem cum a fost crescut și de ce anume, de unde, din ce zonă luăm, ca să ne reușească, de exemplu, o friptură destul de bună, trebuie să știm din ce parte a corpului porcului să luăm acea friptură, sau cât timp să o ținem, sau ce condimente să punem, că nu întotdeauna, și o să observăm că de fapt facem aceeași rețetă, dar nu o să fie o rețetă de banat, o să aibă cu tot o alt gust în Moldova sau în Muntenia, dacă vreți, sau în Oltenia. S-ar putea ca acele rețete din Banatul Sârbesc, din satul acesta românesc, să aibă influențe, dacă vreți, ardelenești, muntenești, pentru că acolo găsești foarte mulți ardelean și muntean sau muncean. Pentru că sunt oameni care au venit la formarea satului, adică vițele pornesc de la ardeleni și munceni sau munteni. Pentru că pomeneam, eu vreau să mulțumesc gazdei noastre de acolo, pentru că nu e, mă întrebai de pensiuni, de infrastructură, de cazare. Noi am fost cazați la casa unui om. E vorba de familia Todoran, Ionel Todoran. Eu cred că noi toți ne-am simțit mult mai bine decât la un hotel, pentru că la un hotel știm cum e. Da. Pe puncte, ora de la 7 la 10 e micul dejun, de la 11 la 3 sau 2 este prânzul, cina e de la 5. E un program. E bine, aici noi am fost atât de bine domniți, dacă vrei, omeniți, încât eu aș opta pentru astfel de cazări la gospodăria unui om, pentru că acolo înțelegi mult mai bine cât valorează și cât înseamnă viața acestor oameni în comunitate. Și locul dat, da. Și locul dat, pentru că îți permiți mult mai multe, pentru că poți să discuți mult mai multe cu acel om. Și noi am înțeles și parte din bucătăria de acolo, fiind la familia Todoran,
și parte de tradiție, și parte de vorbă, dacă vrei, și parte de glumă și înțelegere anumitor lucruri de care la noi ar suna cam există doar un stereotip că nu-ți torni singur alcool în pahar. Na, că deja ești pe calea cea greșită. Da, da, da. Acolo tu ești omul stăpân pe tine. Vrei? Ți-ai turnat. Cum zici, mi stăpân. Așa. Deci ai vrut, ți-ai turnat, pentru că cel de alături n-are. De ce să umble el cu ceremonialul ăsta și celălalt dă din cap că nu vreau, inițial nu știam, după aia am aflat. Vrei? Poftim. Nu vrei? De acord. Mi som și știu ce vreau, știi? De acord, da. Și asta este la fel parte din ce înseamnă bănățenii de acolo, pentru că îmi spunea acest specialist în etnografie, în etnologie, Gheorghe Secheșan, pentru că să înțelegi cu adevărat cum sunt bănățenii, el zice, aici am simțit cel mai bine, și ca grai, și ca vorbă, și ca grai, și ca tradiție, și ca un fel de comportament sau altul, o fi ceva, pentru că observăm că românii din afara actualelor hotare ale României s-au conservat mai altfel. Dacă ne uităm și la românii din Maramureșul istoric, din dreapta Tisei, sau dacă ne uităm și la românii din Bucovina, parcă ceva e mai altfel decât ne-am fi imaginat atunci când suntem în zone aflate în actualele, pentru că care e vorba? Românii au câte două Banaturi, Maramureșuri, două Bucovine, două Moldove și tot așa mai departe. Și iată că observăm că părțile care sunt în afară parcă s-au conservat mai bine în ceea ce înseamnă tradiție, chiar limbă pe alocuri. Ok că ei nu vorbesc literar, dar în schimb folosesc acele regionalisme atât de neau și atât de calde, atât de uneori atât de, nu știu, haioase, știi, haioase, da, în funcție de neobișnuite pentru noi. Neobișnuite, adică pe de o parte te întreb ce vrea să spună omul, pe de altă parte ești oarecum entuziasmat că ai mai aflat ceva, cum vorbește un român ca și tine, vorbește parcă e român ca și tine, dar pe alocuri mai are influențe de la sârbi, de la unguri, de la polonezi, de la cine vrei, pentru că acest conglomerat de națiuni din afară, dar chiar și dinăuntru actualei Românii, înseamnă ceva. Nu pot, că nu suntem unici pe această planetă, cum s-ar zice, și eu sunt român 100%, este cam banal să spui că simți românește, că vrei să conturezi nuanța de român, e ceva. Dar atunci când luăm și dezghiocăm de unde am pornit, s-ar putea să găsim inclusiv vițe pe care noi le detestăm. Să zicem vițe slave, da? Că mulți, slavii, rușii. Dar ce te-ai face într-o bună zi dacă ai studia, nu cum se întâmplă că arborele genealogic vorbesc repede, încheie ideea. Deci rădăcinile contează, dar contează și ceea ce simțim aici și acum. Iubim românește acum, înseamnă că suntem români și vorba lui Emenescu, punctum. Frumos mesaj de încheiere. Jurnalistul din Rusu alături de noi. Am avut o emisiune gustoasă, cu interesantă. Dinu, te mai așteptăm în studioul Eco FM. Îți mulțumim mult că ne-ai vizitat în această dimineață. Mulțumesc și poftă bună, cum s-ar zice. Mergem să facem tobă. Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.